Primăria Municipiului Timișoara continuă seria tratamentelor de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Acțiunea de dezinsecție este programată să aibă loc în perioada 30 iunie, în funcție de condițiile meteo. Tratamentele vor fi efectuate terestru între orele 21-6. Cetățenii sunt rugați să evite zonele de acțiune a utilajelor în timp ce acestea pulverizează soluțiile. Stropirile vor fi efectuate în parcuri, locuri de joacă, pe malurile begăi și în zona bălților, pe o suprafață cumulată de peste 2 milioane de metri pătrați. Totodată, apicultorilor le este recomandat ca în perioada menționată să ia toate măsurile necesare pentru protejarea albinelor, respectiv să scoată stupii în afara ariei de stropire. De asemenea, produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății.